mergem mai departe. Alexandru Arșinel și soția lui au fost internați de urgență la spital în urma infectării cu coronavirus. În ciuda faptului că sunt vaccinați anticovid, în ce stare sunt maestrul și soția, aflăm chiar de la celebrul artist. Alexandru Arșinel face declarații de pe patul de spital. Haideți să-l ascultăm. Cum vă simțiți dumneavoastră și soția dumneavoastră? Ne simțim ca niște oameni bolnavi. De câte zile sunteți internați în spital, domnule Arșinel? De 5 zile. Și vă vor externa medicii înaintea sărbătorilor? Veți petrece sărbătorile acasă la dumneavoastră? Așa mi-au promis. E o formă, ei zic, mai ușoară din cauza că am făcut vaccinurile. În urmă cu cât timp v-ați vaccinat? 2 luni, cam așa, 1 lună jumătate. N-am reținut în mod special. V-au spus că este posibil să mai faceți acest virus sau nu, după ce v-ați vaccinat? Nu, asta e. Nu, asta a fost. Nu, asta s-a spus. N-am crezut. N-ați crezut că veți trece prin așa ceva?